găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Labirintul Succesului. De această dată ne aflăm într-un cadru mai mult decât elegant, aș putea spune eu, alături de Orlando Nistor. Bună ziua! Bună, Alexandra! Îți mulțumesc că ne-ai primit la tine, la atelierul de creație din Piatra Neamț, la 6 AM Ceremony. Da. O să ne explici mai târziu despre ce este vorba, pentru că, de regulă, am obiceiul să-mi întreb invitații cam de unde au pornit. Și aș vrea să ne întoarcem puțin în copilărie, adolescență, să ne spui dacă tu credeai vreodată că o să ajungi să faci ceea ce faci astăzi. Bună din nou, Alexandra. Mulțumesc că te-ai gândit la mine. E o plăcere pentru mine să fiți aici și să poate să inspir ceva oameni din povestea mea. Întrebarea e dacă m-am gândit vreodată dacă o să ajung aici. M-am gândit, am simțit că voi ajunge aici, însă de multe ori am luat-o pe alte drumuri. M-am abătut de la traseul meu. Adică ți-a plăcut încă din adolescență așa ceva? Aveai o înclinație spre estetic, spre frumos, spre... Că până la urmă e o artă și domeniul acesta, dacă este să ne gândim la un spectru larg. Uh-huh. Mi-a plăcut întotdeauna să am grijă de mine, uh-huh. Să mă îmbrac, să pot să conving, să pot să ies cu o fată în oraș. Uh-huh. Cred că de multe ori acolo duc hainele. Uh-huh. În a-ți găsi perechea, în a-ți găsi plăcerea, în a convinge, a influența alți oameni. Și întotdeauna am fost atent la lucrurile astea pentru că am observat că fetele au valorizat. Și ca orice tânăr îmi plăceau fetele. Da, da. Da, și erau un interes pentru mine. Uh-huh. Am parcurs mai multe domenii în viața mea. Am fost și barman și ospătar și DJ și muncitor necalificat în șantierele din Italia. Am ocolit de multe ori ceea ce îmi spunea vocea interioară că ar trebui să fac, ceea ce, poate cu ceea ce mă născusem, cu gramul meu de talent în a identifica frumosul, uh-huh. În a alege cu ușurință haine frumoase atât pentru mine cât și pentru ceilalți. Pentru că o dovadă e că puteam să vând cu ușurință hainele cu care eu mă îmbrăcam. Pe care eu le purtam. Și încă din adolescență, copilărie, să zic așa, 13-14 ani, puteam să trăiesc din asta. Îți cumpărai ceva, îți plăcea, le purtai o dată, de două ori, nu știu. După care spuneai, bine, dacă te întâlneai cu un amic sau cineva apropiat, ce haină este, că îmi place. Nu ai vrea să o cumpere? Așa procedai? Bănuiesc, nu știu. Și în stilul ăsta, nu știam tehnici de vânzare, însă veneau cerințele spre hainele mele. Uh-huh. Frumos Adidas și cred că știi acele vremuri în care dacă aveai o pereche de Adidas sau o pereche de blugi sau o geacă mai răsărită, da, erai era oarecum greu. Apreciat. Erau timpuri grele. Da. Și țin minte că schimbam o pereche de Adidas în vreo 3 cartiere. Erau Adidas purtați pe care noi îi apreciam, îi valorizam, îi cumpăram de la unii la alții. Și se făceau pur și simplu oferte. Uh-huh. Îmi plac Adidas-ii tăi, nu-i dai? Da. Am alți Adidas, Puma, îți mai dau o diferență și îi vreau pe ăștia. Da. Făceați un fel de... Dar să spunem că se valorificau sau se vedea valoarea acestor lucruri mai mult decât în zilele noastre, când mai toată lumea are posibilități să-și cumpere o pereche de Adidas sau un sacou sau un tricou mai de firmă, așa cum îl numesc tinerii? Da. Cerința era mare, uh-huh. Oferta era mică. Mică, da. Era ca apa în deșert. Da. Mulți aveau posibilități bănuți să-și cumpere, uh-huh. Ceea ce își doreau, numai că nu era marfă. Am înțeles. Din cauza, știm cu toții, restricțiilor comunismului, da. Interdicțiilor.
Da. Cred că vorbim de o perioadă imediat după Revoluție. Cam așa. Lucrul ăsta, cam așa, și da. Era destul de greu. Bine, da. Dacă este să ne raportăm la tinerii care încă mai locuiesc poate în mediul rural sau care n-au posibilități chiar dacă locuiesc la oraș, e greu și acolo. Chiar și în zilele noastre. Dar sunt cu totul alte posibilități față de acea perioadă, de ce să nu admitem. Și aș vrea să te întreb ce ai făcut mai departe? Ai văzut că, de exemplu, ți-a mers cu această metodă de a comercializa ceea ce tu aveai mai frumos? Aveai un simț estetic, să înțeleg, încă din copilărie, adică... Eu nu știam atunci că am nu realizai, simț nu, estetic, da, da. Dar faptul că vindeam era o bună dovadă să-mi dau seama mai târziu de lucrul ăsta și iată că l-am fructificat până la urmă. Alții spuneau că am simț estetic dându-mi banii lor. Da, da. Deci ai început vânzări. Încă de când erai mic, fără să realizezi că ai putea pe viitor să faci o mega afacere din așa ceva. Da. Și ne-ai spus la începutul emisiunii că te-ai tot abătut de la drum, da. Ai mers așa printr-un labirint, exact cum se cheamă și emisiunea noastră, Labirintul Succesului. Ce ai făcut mai departe? Ai ajuns 15, 16, 18 ani, realizai ce drum trebuie să apuci... Aveai intenții să faci, nu știu, facultate sau ai spus, mă duc întâi să muncesc, muncesc orice ar fi, chiar munca de jos, ca să fac bănuți? Sau... Da. Totdeauna mi-au plăcut rezultatele, mi-au plăcut oamenii pragmatici, oamenii practici care au obținut ceva. Mi-au plăcut și teoreticienii, însă într-o anumită măsură. De aceea... Facultatea a fost doar ca un mijloc de a scăpa de armată și poate de gura părinților. Am dat la facultatea de contabilitate, pentru că am terminat un liceu de contabilitate, fără să fie neapărat dorința mea, pentru că așa erau vremurile, era bine poziționat în oraș, erau copii destul de isteți la liceul respectiv și am fost îndrumat să ajung acolo. Am terminat liceul, am plătit o rată la facultate, mi-am dat seama în vreo două săptămâni că facultatea nu-i de mine și că ar trebui să plec să fac bănuți. Și mi-am luat rata de la banii de pe rată, mi-am luat o brățară de aur, că puteam convinge cu aurul, așa era pe atunci. Și am plecat în străinătate, respectiv în Italia, unde era mama mea și muncea de câțiva ani acolo și oarecum era o posibilitate aveai bună un suport, de câștig. Da, aveai și un suport având pe cineva, că e cam greu să te arunci așa într-un necunoscut. Da, da. Mai aveam un exemplu, unchiul meu care chiar așa s-a aruncat într-un necunoscut, tot plecat de mic în Italia și el m-a influențat în sensul ăsta. A plecat în necunoscut, a stat într-o rulotă timp de 2-3 ani, după care a fost și el luat în calcul și a început să facă mulți bani, acum având undeva la 50-60 de oameni care construiesc blocuri. Ah, da. Deci aveți un flair așa din familie, să spun. Da. Curajul acesta de te arunca, adică de a nu trece prin toate etapele vieții astea comune. Termin un liceu, fac o facultate ca cum mai toată lumea face. Bine, cu tot respectul pentru cei care fac, dar la fel, sunt alte posibilități, sunt tot felul de facultăți, poți să mergi la taxă, la fără taxă, la stat, la nestat și la tot felul de... să urmezi orice facultate. Ok. Deci ei merg pe drumul ăsta clasic. Termin un liceu, fac o facultate, mă căsătoresc, fac un copil doi și apoi văd, mă angajez la un job, poate bugetar câștig bine, că la stat se câștigă destul de bine. Mă rog, spun unii, adică e sigur câștigul, da? Nu ai teama că mâine vine patronul, șeful și te dă afară. Mă rog, e discutabil și acolo. Ca să revin... Tu n-ai mers, ai fost non-conformist, așa, ai fost, nu știu, ai fost și rebel, să înțeleg, adică n-ai vrut neapărat să urmezi, ai zis, nu vreau, adică nu pot să stau într-o facultate să fiu obligat să merg zi de zi la cursul sau de aceeași teorie, vreau să pun în practică ideile mele, să fac bani și să devin un om de succes. Și ai ajuns în Italia. Ne-ai spus că ai lucrat ca
Manipulant. Da? Da. Da, atât puteam să fac. Uh-huh. Atât știam să fac. Era un început. Da, da. Dar e un început cinstit, da? Da, de da, da. Să câștigai banii în mod cinstit. Da, da. Ok. Da, cu banii respectivi îmi cumpăram da. Haine. Aha, deci tot haine. Cu vreo 900 de euro îmi cumpăram super. Cam ce vroiam eu. Da, da. Da. Oamenii reacționează din două energii, după părerea mea, dacă vrei informații așa mai de calitate și pentru cei care ne ascultă, din frică sau din durere sau pe partea cealaltă din dorința de a face niște lucruri sau din plăcere. Eu am reacționat de multe ori din durere. Din durerea că nu aveam hainele suficiente, din durerea că, fac o paranteză, la 13 ani am fost oarecum rupt din copilăria mea, din anturajul meu, prietenii mei, când mama s-a mutat la țară și eu a trebuit să o urmez, pentru că un copil își urmează mama. Uh-huh. Stăteam în oraș, ne-am mutat la țară. De la ciment sub picioare și Adidas cu talpă albă și frumoasă, am ajuns la Adidas cu talpă neagră din cauza noroiului și drumului pe care trebuia să-l fac până la tren. Te-a afectat puternic, da? Schimbarea aceasta. M-a afectat puternic, însă problemele de multe ori sunt niște porți. Uh-huh. Și eu o credeam o problemă atunci. Iar lucrurile s-au rezolvat pentru că în mine au pornit niște motoare. Motoarele de a mă muta din nou în oraș, de a avea propria casă în oraș. Și încă de la vârsta de 13 ani aveam un obiectiv clar. Uh-huh. Să ajung în oraș. Să am măcar o garsonieră. A ta. A mea, personală. Și să nu fii da. Nevoit să stai la țară pentru că nu-ți plăcea. Nu-mi plăcea. Nu era în elementul tău. Exact. Da? Nu te simțeai exact. Bine. Da, da, da. Ok. După Italia ce a urmat? După vreo 6 luni de experimentat, mi-am dat seama că locul meu nu e acolo și oricât de mult aș sta în acel mediu sau oricât de mulți bani aș face, nu o să ating succesul. Pur și simplu nu vroiam să-mi trăiesc viața în stilul respectiv. Simțeam că mă prostesc, simțeam că te irosești. Că mă irosesc, simțeam că oricât de mulți bani aș strânge, dacă n-ai mintea potrivită, nu știi ce să faci cu ei. Probabil strângeam 30.000 de euro după vreo 3-4 ani de muncă și îmi luam un BMW, veneam acasă și după care iar trebuia să plec. Da, poate îl vindeai și da, da, se da, tot, da. Am văzut exemple și exemple. Referitor la asta, după aia am urmat diferite cursuri și mi-a rămas o idee foarte bună în minte. O afacere nu poate crește mai mult decât conducătorul, decât patronul, decât antreprenorul care stă în spatele ei. Uh-huh. Și dacă n-ai pregătirea necesară, pur și simplu afacerea, dacă te depășește, tu nu o mai înțelegi și o pierzi. Uh-huh. Uh-huh. Dacă continuam în stilul respectiv, probabil așa făceam și cu banii. Nu îi mai înțelegeam și îi dădeam pe toți odată. Adică pe ceva. Nu ți-a luat așa mintea, nu ți-a mm-hmm. luat mințile banii respectiv și ai zis hai să fac totuși, să construiesc ceva. Și ce ai făcut după? Deci mergem așa pe tot firul pe care l-ai parcurs până acum. Ok. Mi-ai spus că sunt rebel, într-adevăr, faptul că sunt rebel, unii m-au considerat încăpățânat, uh-huh. e un mare plus, e o calitate, pentru că în rebeliunea mea am avut un ingredient al succesului pe care îl văd indispensabil și anume curajul. Uh-huh. Curajul de a deschide uși, curajul de a spune nu știu, curajul de a mai încerca o dată. Și după Italia am venit în România și a urmat o serie de joburi care m-au ajutat să mă regăsesc oarecum. Și să îmi îndeplinesc anumite dorințe.
De ce să nu recunosc că în Italia, timp de 6 luni, am stat fără nicio prietenă. Energia masculină care te cheamă și era și perioada în care trebuia să am o prietenă. Da, adică la 19-20 de ani. Ai stat singur și te-ai simțit cumva izolat, rupt de lumea ta, pentru că erai obișnuit să ieși, să socializezi, să stai cu băieți. Sigur. Erai tânăr și erai nevoit să stai acolo, să muncești, în loc să-ți trăiești viața ta de tânăr de la acea vârstă, spui, exact, da? Exact. Și atunci te-ai întors. M-am întors. Ce joburi ai avut? Păi, în prima fază, ca să îndeplinesc pofta, am fost barman, după care am stat în cluburi, am cunoscut multe fete. Da. Am trecut și la un pic de DJ-ală, pentru că se purta. Frumos, da. După aia am fost șef de sală, pentru că acolo unde am pășit, mi-am făcut treaba așa cum ca la carte. Da, n-am irosit timpul. După care viața mea a luat o cotitură, am plecat la București. Da. La București am început, nici nu știam unde-i frizeria, unde-i alimentara, pur și simplu m-am aruncat în necunoscut. M-am dus la un prieten, mi-am vândut mașina și am zis, uite, eu îmi schimb total viața, vreau să mă mut la București. Am început un pic de bișniță cu haine, mă duceam la Istanbul și cumpăram haine și le vindeam la cunoscuți. Da, lucrurile au mers foarte bine, am început să câștig bani frumoși, încât ieșeam prin cluburi de lux și îmi permiteam tot felul de băuturi scumpe. Da. După care, cred că de aici au început gândurile mele să ia naștere cu privire la un magazin. Făceam bănuți și mi-am dat seama că lucrurile pot deveni și mai mari, adică și mai serioase. Adică că ai talentul ăsta de a vinde, da? Da. E o persoasiune la mijloc, adică tu convingeai oamenii să-ți cumpere marfa pe care o aduceai. Și e mare lucru să nu rămâi cu ea și să nu dai greș. Da, e un fel de persoasiune, dar mai mult m-a ajutat simțul estetic. Adică legeai și lucruri frumoase. Oricât de mult aș încerca să te conving să cumperi un sacou care nu-ți place, până la urmă vei cumpăra o dată, după aia nu vei mai reveni la mine de gura mea sau nu vei mai recomanda celorlalți. Adică n-ai fost nici agresiv în această persoasiune. Nu, pur și simplu am bătut la multe uși și am găsit persoanele potrivite pentru hainele mele. La fel fac și acum. Unii se plictisesc de mine, alții vin și cumpără. Nu, bine, în toate domeniile există acest risc până la urmă de a place cuiva și de a nu place altcuiva. Exact. Adică nu putem să fim plăcuți tuturor, asta e clar. Da. Dar ai ajuns totuși la un succes despre care vom vorbi parcurgând toți acești pași. Da. Ai început să faci, să comercializezi aceste haine și ai văzut că îți merge bine. Da. Te-ai gândit la un moment dat că vrei să lași acea distracție copilărească și să începi să-ți întemeiezi o familie sau te-ai gândit în principiu întâi la business și apoi familia? La business, da. Întotdeauna m-am gândit la cum să generez mai multă valoare ca să pot obține mai mulți bani, care mi-aduc o oarece libertate. Da. Magazinul sau toată ideea de 6AM, când ai pus-o în practică? Hai să mai povestim un pic din zona respectivă. Aveam bani, câștigam bine, aveam deja o infrastructură făcută cu bișnițăreala din portbagajul mașinii, aveam vreo 2-3 băieți care deja vindeau pe la cămine, pe la restaurante și lucrurile mergeau bine. Însă, pregătirea mea nu era suficientă. Și m-am gândit cum aș putea face ca eu să știu ce face un magazin de succes. Și în felul ăsta m-am dus la Zara. M-am dus la Zara să mă angajez ca și vânzător, ca să aflu rețeta succesului. Da. M-au acceptat. M-au acceptat pentru că
eram oarecum potrivit pentru poziția asta. Da, bine, ai un look, să spunem, cred că m-au ales pentru imagine. Da, m-au ales pentru imagine și m-au ales pentru că aveau nevoie să deschidea un nou magazin, Zara Băneasa. M-au acceptat repede, am participat la training-ul lor de deschidere, care m-a fascinat. Erau vreo 100 și ceva de oameni. Inditex are mai multe, multe branduri, Zara, Bershka, Oysho, Pull&Bear. Toate mărcile cunoscute. Toate mărcile spaniole din Inditex. Da. Perla coroanei, să zicem că e Zara. Trainingul lor de deschidere m-a fascinat și am zis că, wow, aici o să învăț foarte multe lucruri. Din prima zi, de când am început, am dat 100%. Am început să produc rezultate. Nu m-au interesat bârfele, risipitul timpului cu anumiți colegi. Să stați la acele vorbe uzuale. Da. Adică încercai să tot crești, da? Să tot cresc, să obțin informații ca să-mi deschid propriul magazin. Asta era scopul. La un moment dat, aproape nimeni nu mai vorbea cu mine pentru că mă găseau ca un habotnic, ca un om care nu face parte din mediul lor. Pentru că mă interesa să-mi fac treaba și să obțin cât mai multe informații. Că tu te marginalizai cumva. Bine, nu e un cuvânt. Da, te excludeai din cercul lor, așa, stând la bârfă și socializând, pentru că erai axat pe țelul tău. Da. Acela de a învăța de la cei mai buni și de a pune în practică la rândul tău modelul de succes. Da, pentru că, până la urmă, Zara e un model de succes în toată lumea. Ca o paranteză, Ortega, șeful de la Inditex, acum cred că numărul 1 mondial l-a întrecut pe Bill Gates la capitolul finanțe. Wow! Da. Deci și este. Ai pe cine modela. Exact. Ai învățat, deci, de la cei mai buni, ca să spunem așa. Da. Când ai simțit tu că e timpul să te retragi, să... Da. Am primit, după vreo 4 luni de muncă, propunerea de a fi manager la Iași. Deci după 4 luni ai primit de a fi manager la o filială, da? La o filială. Urma să se deschidă Zara Iași și am primit propunerea de a merge acolo. Ok. Da. Și ai acceptat-o? Am acceptat-o, lucrurile au mers bine, am deschis un magazin la Iași, am stat un an, după care m-am transferat la Zara Cotroceni ca să depășim un pic perioada. Am trainuit vreo 2 oameni din Bulgaria, au deschis magazin acolo, după care am decis că am învățat suficient de multe lucruri. Însă, pe partea cealaltă, mi-am uitat scopul cu care am venit acolo. Nu mai făceam business-ul cu haine, pentru că nu mai aveam timp să mă ocup de el. Și am decis că vreau să schimb domeniul, pentru că învățasem cam tot ce se putea învăța acolo. Și îl consideram Zara un gigant și că ocupă cam tot ce se poate ocupa în materie de vestimentație masculină bărbătească. Și că omul, dacă are nevoie să-și cumpere haine, găsește acolo sau la branduri celebre. Și am convenit să lucrez cu tatăl meu în domeniul materialelor de construcții. Tatăl tău avea, să înțeleg, o firmă de profil? Avea o firmă, da. Ok. Și ai zis, mă duc să lucrez o vreme cu tata. Deci tu ai fost ca un burete care ai absorbit din toate domeniile, din toate joburile pe care le-ai avut, ai absorbit câte ceva. Da. Când ai simțit că ai fost plin îndeajuns, că ai fost, ai asimilat cam tot ce se putea asimila, imediat ai schimbat macazul, da? Ai avut mereu acest curaj și ai spus, vreau să schimb, vreau să plec, că aici am învățat suficient. Da. Și te-ai dus la tatăl tău, la firma de construcții. Da. Wow, e o schimbare majoră, dacă mă întreb, de la haine la firmă de construcții. De la mătase la ciment. Da, cam așa ceva. Da. Ce a urmat? A urmat o perioadă de 4 ani, în care am lucrat cu tatăl meu, am câștigat mulți bani, pentru că vindeam bine, aveam comisioane bune.
Însă, la fel, mi-am dat seama că nu sunt ca peștele în apă. Nu sunt în elementul meu în domeniul materialelor de construcții. Adică, oricât de mulți bani aș fi câștigat, nu-mi doream să fiu un nume în materiale de construcții, să am multe depozite. Vroiai un nume în domeniul ăsta, da? Da, vroiam să am clienți de tipul ăsta, vroiam să îmi petrec toate zilele în domeniul ăsta, curat, elegant. Și unde lucrurile le fac cu ușurință. Foarte important da, de precizat. Important, da. Adică eu depun minim efort atunci când fac ceea ce fac. Și pentru că îți place. Pentru că îmi place și ăsta e semn că sunt pe filonul vocației mele. Deci în punctul în care tu te-ai hotărât să deschizi aceste magazine, da? Câte sunt? 6M? Da. Sunt două. Da. Mi-am dat demisia de la tatăl da, meu. Da, așa. Da. A fost o discuție mai dură, mai rece. Da, probabil că au fost ca în orice familie atunci când... Da. Își punea speranțe că voi conduce business-ul lui. I-am spus că vreau să fac altceva. Vreau să... Dar înainte de asta, înainte să iau decizia asta, m-am întors în copilărie, foarte important de precizat, și m-am gândit ce îmi place mie cu adevărat, la ce sunt bun. Din ce am realizat lucruri făcând cu ușurință. Când timpul trece repede. Și mi-am dat seama că în domeniul hainelor a fost... Adică te-ai gândit bine ce îți place cu adevărat. Exact, e greu să faci lucrul ăsta pentru că din ce în ce mai mulți tineri sunt confuzi așa și se gândesc, oare la ce sunt eu bun? E greu? Este. E greu, adică să faci o
introspectiva ta și să te gândești oare eu la ce sunt bun. Da. Dar dacă nu sunt bun, într-adevăr, la acel capitol și dau greș. Da. Dar dacă dau greș, oare mă mai primește înapoi aici, în cazul ăsta, tata sau altcineva, așa? Aici sunt întrebări care, eu cred că îl macină pe un tânăr, pentru că până la urmă aveai, nu știu, 20 și câți de ani când ai luat decizia. Să-mi dau demisia de la tatăl meu, 29-30 chiar, 30 de ani. Deci... 29 de ani. Da, 29 deci, de ani. Totuși atenție, câștigam vârstă... 100 de milioane. Da. Ca să facă un tânăr sau un alt om care vrea să-și înceapă propria afacere, să poată să facă o comparație. M-am dus de la 100 de milioane la zero. Ca și câștig lunar. Deci cred că asta înseamnă curaj. Să deschizi uși în necunoscut. Să-ți fie frică, dar totuși să faci niște lucruri. Ai crezut în tine, da? Sau da, ți-a fost frică, dar da, ai plecat. Da, 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 da. Mi-a plăcut provocarea, mi-a plăcut adrenalina, mi-a plăcut să pășesc în necunoscut. Indiferent de ce se întâmplă. Ok, Orlando, ai pornit ceea ce astăzi este o afacere de succes pentru că în domeniul tău ești deja destul de cunoscut. Dacă este să ne gândim la feedback-ul pe care l-ai pe piață. Da. Și dacă e să ne gândim și la cererile care îți vin, da? Pentru că până la urmă avem și noi sursele noastre, știm că ai o afacere, un business de succes. Da. De ce crezi că este de succes? Pentru că aduc multă valoare în viața omului. De asta. Pentru că atunci când vine omul la mine, îl surprind peste așteptări. Îl surprind plăcut. Îi ofer mai mult decât el credea că primește. Întotdeauna. Bine, cei care ne privesc acum, s-ar putea să fie o parte dintre telespectatorii noștri care spun, bine, domnule, dar e o haină, până la urmă mi-o dai, o port la un eveniment și aia e, nu știu dacă o mai îmbrac a doua oară sau așa. Da. Dar din ceea ce îmi spui tu și m-ai transpus și pe mine în, în ideea ta, este că încerci să, ca dincolo de haina respectivă pe care îi oferi omului, încerci să-i oferi și o perspectivă asupra vieții până la urmă. Că dacă omul trebuie să meargă la un eveniment mega important pentru el, bănuiesc că trebuie să se simtă 100%, adică haina te face să ai încredere în tine când te duci la un eveniment important, cred? Nu sunt întru totul de acord cu haina îl face pe om, sau, dar haina te ajută. Haina te ajută până la un moment dat. Haina te ajută să, să ai o etichetă bună. Haina e ca un lift, te duce până la un nivel. După care... trebuie să mai dovedești și tu ca om, da? Mintea, caracterul trebuie să intre în joc. Dar haina te ajută. Dacă aș fi început emisiunea în maieu și în chiloți, probabil aș fi prins o anumită categorie sau ar fi schimbat programul sau oricum ar fi avut o reacție. Cred că stăteau mai mult. Cred că stăteau pentru că eram diferit. Era senzațional. Era senzațional, da. Dar haina te ajută până într-un anumit punct și ai nevoie de ea. Haina te ajută să cunoști o fată. Haina te ajută să te califici la un job. Imaginea contează. Oamenii cumpără ambalaj. Și mai departe, dovedim calitatea umană. Exact, da? Corect. Exact. Cred că publicul tău este în general axat pe oameni de afaceri și sau mai vin și oameni care vor să meargă, nu știu, la nunți, la botezuri. În mare parte oameni care vor să meargă la evenimente, nunți cu mătrii, undeva la 80%. Sunt și oameni de afaceri însă, sau politicieni, însă puțin. Ei circulă, sunt odată puțini. Da. Deci, cam așa se cern lucrurile. Odată sunt puțini, cred că undeva la 5% din populație, politicieni plus oameni de afaceri, care să și, își dorească să se îmbrace. Ei circulă mult. Merg în Austria, merg la București, merg în Anglia, mai prinde acolo haine. Vor să aibă mereu altceva.
Și poate nu vor să se îmbrace din orașul din care sunt, pentru că mai are și altul. Am înțeles că mai are și X și Y, da. Există această concepție societate. Nici Iisus n-a fost profet în țara lui, așa că mai bine vând la Roman, la Târgu Neamț, la Bacău, la Iași, decât vând în Piatra. Da. În special pentru oameni de afaceri. Dar banii vin din oamenii care merg la evenimente. Aș vrea să te întreb de ce pentru bărbați și n-ai făcut ceva pentru femei. Pentru că pentru bărbați fac cu ușurință. Și în timp ce pun cărămizi la castelul meu, îmi place să-mi trăiesc și viața. Și dacă depun un efort colosal și am ajuns sleit de puteri să termin castelul, parcă nu merită. Și de asta nu fac pentru femei. Dar ți-ar plăcea și pentru femei? Că dacă ai acest simț estetic, poate sunt doamne, domnișoare care te privesc și se gândesc că în viitor ai putea să faci acest lucru și pentru ele. Am primit propuneri. La Zara am fost manager la secțiunea femei. Da. Și am foarte bine stabilită comparația. La Zara mă chinuiam, făceam multe lucruri cu efort. Aici le fac cu foarte mare lejeritate. Mi-e mai greu. De ce? Pentru că eu m-am îmbrăcat toată viața. Da, și atunci... Și dacă m-am îmbrăcat, m-am antrenat. Să văd în oglindă ceva frumos. Ceva ce stă bine. O croială bună, un material bun, o combinație bună de culori. La femei nu m-am antrenat. Așa, da. E vorba de antrenament. Deci simțul estetic a fost sculptat pe partea masculină, chiar pe propria persoană. Adică da, ai fost propriul tău model, da? Da. Okay. Da. M-a preocupat să mă îmbrac bine. Ok. Uite, tu ai ajuns la un anumit succes, am vorbit despre pașii pe care i-ai parcurs. Da. Dar ce crezi că ar trebui să facă tinerii în general, cât să atingă un anumit succes? Pentru că nu ne referim aici doar la domeniul tău, ci la toate domeniile. Foarte bună întrebare. Cred că e și motivul pentru care am acceptat invitația. Poate inspir pe cineva până la urmă. Cu siguranță. De aceea și am lansat invitația către tine, că ești un adevărat model de succes. Da. Cred că ar trebui să înțelegem mai întâi ce înseamnă succesul. E un cuvânt. Da. Jucăuș, așa. Jucăuș, exact. Da. Cred că succesul de multe ori e zgomot pentru ceilalți și împlinirea, de fapt, e liniște pentru tine. Într-adevăr, de ce spun asta? Pentru că vedem oameni de succes, în ghilimele, adică cu foarte mulți bani, influenți, cu putere, care se sinucid, care își schimbă viața și se duc pe munte cu toată averea, care își schimbă viața, pur și simplu. Adică, la un moment dat, o iau așa puțin razna, putem folosi cuvântul ăsta? O iau razna, se satură de tot acel cotidian. Mai degrabă se liniștesc. Okay. Se liniștesc. Da. De la om foarte bogat ajunge să cânte la pian, să scrie o poezie, să scrie o carte, să... Adică merge spre boiem, așa, pe... nu da. Tot merge pe stresul, pe spiritual, poate, mai bine zis. Însă, ca să ajungi acolo, Jim Carrey avea o vorbă foarte bună. El și-a scris mulți ani, în fiecare zi, un cec de $1,000,000. Își dorea foarte mult să ajungă la $1,000,000. Credea că asta o să-l împlinească, ăsta e succesul. Și a ajuns acolo și după care a transmis: tare îmi doresc ca toată lumea să ajungă să aibă $1,000,000, ca să vadă că nu-i mare șmecherie, nu-i mare lucru. Da, nu e fericirea, nu e totul. Da. Și succesul ar trebui să fie personalizat. Poate pentru cineva de succes e să facă o emisiune bună, poate pentru cineva e să fie o mamă bună, să aibă un concert muzical, să aibă un magazin cu haine, să scrie o carte, să inspire 1,000,000 de oameni, stadioane întregi, cine știe. Deci pentru fiecare succesul e ceva. Dar ar trebui să nu prea ții cont de ceea ce spun ceilalți ca să mergi pe drumul tău de succes. Deci sunt două tipuri de succes, după părerea mea. Succesul altora, în care ești etichetat.
ca fiind da. O persoană de succes, probabil cum sunt eu acum. Da? Vii din exterior, vezi magazinul ăsta, mă vezi pe mine frumos îmbrăcat, spui, wow, ce persoană de succes. Și succesul meu. Pe care îl vezi tu. Pe care îl văd diferit. Eu când mă trezesc dimineața și mă uit în oglindă. Adică dacă e sunt bine sau să nu te lași influențat de faptul că ceilalți din exterior te văd cumva și să te autoanalizezi. Deci, să înțeleg, Orlando, da. Că tu ai fost un foarte bun critic al tău. Te-ai văzut foarte bine în oglindă atunci când te-ai uitat. Te-ai văzut dincolo de imagine, te-ai văzut direct în suflet și ai spus, eu știu cine sunt, eu știu ce pot să fac și eu știu unde pot ajunge. Ceea ce este greu, repet, ca tânăr să știi exact ce vrei să faci. Și sunt tineri, dacă mă scuză-mă că te întrerup, care au și resurse financiare și tot nu știu ce să facă cu ele. Adică... Apropo de resurse financiare, cred că un ingredient al succesului este foamea. Adică să... Să-ți fie treci prin, da. Foame la propriu sau în ghilimele. Nimic nu-ți dă o energie mai mare decât atunci când ți-e foame. Pentru că atunci ești și cauți de mâncare. Nu te mai oprește nimeni. Ți-e foame și vrei să mănânci. Unii au foame de rezultate. Da, foarte unii frumos au foame de recunoștință. Unii au foame de apreciere. Tu ai avut foame de succes. Eu am avut foame și revenind la perioada în care am fost mutat la țară, eu am avut foame să am o locuință în oraș. Și de atunci, așa zisa problemă, spunea Pitbull, parcă cântărețul, nu există probleme, ci există doar provocări. Și cele pe care le considerăm noi probleme sunt de fapt niște provocări care îți pot deschide o ușă fantastică. Așadar, suntem... Ce sfat le-aș da aproape, tinerilor? Aproape de... Da, să continui cu ideea, după care te întreb altceva. În primul rând, să se întrebe de multe ori până le vine un răspuns. Ce e important pentru mine? Cine sunt eu? Întrebări de tipul ăsta. Ce fac eu cu ușurință? Și toate întrebările astea duc, de fapt, la o voce interioară, care se numește vocație. La ce sunt eu bun? Pentru ce mă recunosc ceilalți? Și acum, sincer, nu mai ducem lipsă de informații. Da. Scrii pe Google cum îmi găsesc vocația și ai acolo material de citești o săptămână. Cursuri și psihologi. Până te lași. Și, da. Exact. Da. Până te nu mai apuci să le citești. Te saturi. Cred că ducem lipsă de curaj care duce la acțiune. Să faci concret ceva, să te apuci de treabă, să dai acel telefon pentru un interviu, să mergi la sala de care spui că te apuci, să abordezi acea fată pe care dorești să o cunoști mai bine. Adică să ai curajul. Să treci la acțiune, da. Și atenție, curajul nu înseamnă lipsa fricii. Deci trebuie să fie frică. Și nici lipsa bunului simț până la urmă. Da. Că mai sunt unii care se gândesc acum bine, dar eu dacă mă duc și o iau așa înainte ca... E posibil ca cineva să-mi spună, stai, domnule, dar mai oprește-te puțin, că parcă ești prea... Da. Nu știu, deranjezi, ești... Asta face diferența. E posibil să... O persoană ca tine, da. E posibil să deranjeze pe cei din jur? Da. Pentru e că posibil. Ești... Da, e posibil. Nu știu... Din ce te-am cunoscut puțin câte puțin în interviul de astăzi și impresia asta mi-a dat-o că e posibil să atragi anumite... Antipatii. Antipatii, invidii, nu sigur, știu cum sigur. Să le... Bine, cu toții e posibil, avem... Dar eu îmi cunosc drumul, îmi cunosc scopul. Da, și merg spre el. Da, acum, e greu să faci față unor astfel de etichetări? Că știi unde vrei să mergi și când... Știi că nu faci rău, practic. Exact, da, nu, zic că... Că nu îndeplinești așteptările cuiva nu înseamnă că faci rău. De ce să mă deranjeze? De ce să mă deranjeze când eu am o marfă de vândut, când am niște oameni de îmbrăcat frumos și îmi fac cunosc cu mesajul? De cealaltă parte, sunt sigură că sunt și oameni care te apreciază foarte mult. Sunt convins. De asta poate vin și cumpăr. Da. Și nu numai, poate și din spectrul tău restrâns. Nu știu. Da. Prieteni, familie... Cred că cu toți avem oameni care ne apreciază. Referitor la tineri, să își asculte vocația. Da. Să
urmezi întrebările sau să scrie pe Google cum îmi găsesc vocația, să facă ceea ce le place. Și tu ai spus foarte bine înainte emisiunii, bă, cred că succesul e să faci ceea ce îți place. Pentru că atunci nu mai muncești. E totul cu ușurință. E totul cu ușurință. E ca și cum n-ai fi făcut nimic în ziua respectivă, chiar dacă ai făcut N lucruri, dar da, nu le mai observi, nu le mai simți. Da, 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 da. Și să aibă curajul să treacă la acțiune. Uh-huh. Și tot în curaj stă și încercările multiple. Adică am încercat, nu s-a putut, eu în continuare știu ce-mi doresc, știu că vreau să ajung fotbalist, dar nu m-am calificat la nu știu ce echipă. Da. Mai încerc. Mă mai antrenez, mai vreau să dau un test. Tot de curaj ține dacă stai în fața oamenilor și spui, astăzi n-am fost bun, dar mâine o să fiu. Să ai curajul să admiți când... Când răsare soarele, e o nouă șansă. Uh-huh. E o nouă zi, uh-huh, e o nouă viață. Uh-huh. Corect, da, da, da. Bun, dacă e să ne referim la stat, la statul român, ajută tinerii noștri? Adică... Na, tu ai avut un alt parcurs, că nu, n-ai mers nu prea pe... țin de politică, nu... Nu, dar nu neapărat de nu politică, prea știu ce strict de resursele pe care le avem noi în țară și strict din ceea ce vezi, uh-huh, în media, uh-huh, în jurul tău, în societate, nu știu. Probabil că mergi și tu pe la tine prin cartier sau unde locuiești tu și vezi oameni de tot fel, unii mai necăjiți decât alții, alții merg cu capul în jos, alții sunt mândri că au realizat ceva. Da, da. Cum e cu statul ăsta și cu ajutorarea tinerilor? Tu ai lucrat la privat, dar poate ne referim și la cei care, nu știu, vor să lucreze sau să obțină anumite beneficii de la stat. Nu știu, dacă tu mâine ai vrea să-ți extinzi afacerea și ai vrea să-ți faci un proiect, da? Prin care să fii ajutat de stat, crezi că ți-ar facilita statul dezvoltarea afacerii tale? Așa, România e o țară care... Nu mă bazez pe asta. Da. Să mă bazez pe puterea mea de a face lucruri. Uh-huh. Mă bazez pe puterea mea de a învăța de la alții. Uh-huh. Mă bazez pe, poate, puterea, pe încercările mele repetate. Uh-huh. Pentru că, nu știu dacă am pomenit, dar eu nu prea am învățat mult. Am fost mai mult un golănaș până mi-am dat... rebel, așa. Am fost rebel până mi-am dat seama că... cu informațiile astea și cu atitudinea asta n-aș ajunge departe. Și mi-am dat seama de lucrul ăsta când am fost ridicat atunci când lucram la Zara în picioare în fața 200 de oameni și n-am știut să spun cum mă cheam și cine sunt. Adică eram... Bine, poate era și emoția la mijloc. Era emoție din lipsă de... Emoția vine din ceva. Din lipsă de încredere în propria persoană. Sigur, din faptul că nu prea ai nimic de spus și așa era atunci. Da. Și am continuat să învăț, să cercetez, să mă pregătesc. Să nu uităm că KFC-ul a fost făcut de un om care a avut vreo 70 de ani. Deci se poate, se poate. Da. Și e timp pentru toată lumea. Așa că poate ca tinerii să nu se bazeze pe stat, pentru că pot aștepta ceva din exterior când ei au resurse multe în interior. La început mă deranja că... primarul nu face nu știu ce sau nu avem străzi sau nu avem, sau oamenii se comportă, funcționarii se comportă urât. Da. Dar după aia mi-am dat seama că există o oportunitate pentru mine să fac lucrurile să fie mai bune. Uh-huh. Și drept dovadă, cum mă comport cu clienții și câte beneficii le ofer, ei fac un contrast foarte interesant între ce se întâmplă afară și ce se întâmplă la mine. Așa. Și de asta mă aleg. Și de asta poți să fac bani. Deci este o oportunitate. Adică te-ai folosit de acest, până la urmă, da. Deficit al... Cred că am schimbat însemnătatea lucrurilor. Da. Din faptul că mă deranja, ia uite ce bine că unii sunt nepregătiți și aș putea să fiu eu mai pregătit. Da. Adică că să obțin mai multă valoare. Și cred că și telespectatorii noștri au înțeles. Bun. Ca să încheiem într-o notă pozitivă, mm-hmm, sau nu știu dacă pozitivă. Până acum a fost negativ. Aventurieră, nu. A fost extrem de pozitivă întâlnirea noastră. Cred că ești de aceeași părere. Da. Ca să încheiem într-o notă aventurieră, așa, cam cum e tot parcursul tău în viață, de până acum. Mm-hmm. Crezi că dacă mâine vei constata că ai acumulat îndeajuns și în acest domeniu, vei porni cu capul în sus într-un altul cu totul diferit și într-un alt necunoscut? Da. Deci da. Da. Da, îmi plac schimbările, îmi plac provocările. Dorința mea e să sistematizez cam tot ce am făcut și să
obțină și alții beneficiile pe care le obțin eu în momentul de față. Uh-huh. Și eu poate să călătoresc, poate să merg pe munți, poate să mă relaxez, uh-huh, având conturile pline. Așa, pentru că îți dă o anumită siguranță. Da, nu? Da. Îmi plac banii. Nu-ți trebuie foarte mulți bani, dacă mă întreb pe mine. Nu-ți trebuie. Trebuie să iei în minte, nu? Ca să te simți relaxat, nu? Cred că și în cont. Eu sunt pragmatic. Da. Mie îmi plac lucrurile okay. reale. Îmi place să lucrez mult și în imaginație, dar îmi plac și lucrurile fizice, palpabile. Dacă vreau să-mi cumpăr o mașină... Referitor la asta, am un lider spiritual care îmi place, Osho pe nume, și el spune, eu sunt guru oamenilor bogați, pentru că oamenii bogați au deschis cam toate ușile pe care și le doreau să le deschidă și a mai rămas doar o singură ușă, ușa spre Dumnezeu. Uh-huh. Și de asta sunt eu liderul oamenilor bogați, pentru că nu le-a mai rămas nimic de făcut. Am înțeles. Da. Și cred că e un parcurs bun. Cum spunea și Jim Carrey, îmi doream un milion. Mm-hmm. Dar până la urmă l-am obținut și... Da, și nu e cine știe ce, dar a trebuit să-l obțin. Exact, da. Exact. Orlando, îți mulțumim tare mult că ne-ai primit astăzi aici. Se încheie emisiunea noastră într-o notă frumoasă, nu-i mai spun pozitivă, că toată emisiunea a fost o întreagă energie pozitivă. Suntem și în cadrul acesta elegant și frumos. Mm-hmm. Felicitări pentru ceea ce faci și poate deschizi și la roman, nu știu, că și noi avem oamenii noștri de afaceri pe acolo, politicieni. E drumul scurt, ajung repede. Da, vreun magazin de acest gen. Și sperăm că atunci când apar schimbări în viața ta, să ne anunți, poate telespectatorii noștri sau cei care te cunosc și te privesc acum, ar vrea să știe cam în ce necunoscut ai mai pornit, pentru că nu-ți lipsește curajul și nici profesionalismul. Din nou, îți mulțumim că ne-ai primit aici la tine acasă. Am putea o numi a doua acasă, da? Da. Bine. Da. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi și de această dată, în această ediție a emisiunii Labirintul Succesului. L-am avut alături de noi pe Orlando Nistor, un antreprenor de succes care și-a urmat întotdeauna visul cu tărie și a ajuns cine este astăzi. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție. Până data viitoare, numai bine!